fost un meci, eu cred că interesant pentru noi, din plan de informații. Au jucat foarte mulți băieți tineri și s-au presat foarte bine, nici pentru cei că am avut o săptămână foarte grea și se referă la pregătire. Și băieții astăzi au îndeplinit practic mult din ceea ce ne-am propus. Doi jucători importanți sunt la Național, ambii fundași, și a fost o problemă în zona asta. Eu mai repet că băieții tineri s-au spravit foarte bine astăzi și suntem bucuroși că avem și noi un schimb din băieții tineri care vine din spate la cei mai mari. Sunt bucuros de faptul ăsta și băieții se prestează foarte bine. Da, mai avem și accidentați, dar toți care au jucat astăzi ne-au demonstrat că doresc să joace la Zimbru și să devină fotbaliști. Despre băieții care au fost în probe și au semnat deja, ne-ați informat, cum rămâne cu băieții de la Zimbru 2? Sunt careva deja fotbaliști stabili care o să rămână cu prima echipă sau mai rămâne să vă preceați? 8 fotbaliști o să antreneze cu noi în fiecare zi și o să joace unii din ei, dar dacă vorbim de stabilitate la băieții tineri, nu se referă și vor fi schimbați, care se va presta mai bine, vor fi la noi, care nu la Zimbru 2. Mai urmează careva meciuri? Avem ultimul meci pe 21. Și cu adversarul încă nu ne-a apreciat până la urmă, cred că fie un adversar puternic.